Because some things are just worth fighting for. Salutări, prieteni, Warbringer aici, mă întorc cu meciul 3 între Boxer și Liquid, TLO, TVT, Harta, Shakura, Splato. Dar cât o să mai dureze meciul? O să dureze mult meciul ăsta 3, dar o să fie epic, aia vă garantez, așa că spun eu să vă faceți comozi, iarăși. Trimiteți la plimbare câinile, pisica, purcerul, bunica, tata, mama, prietenă, soră, whatever. Concentrați-vă pe meciul ăsta, pentru că dacă aveți probleme în TVT, o să vedeți exact la ce se ajunge într-un match din ăsta mirror, ca să-i spun, între jucători pro și în oricare, Boxer și TLO. Bun, în altă ordine de idei, dacă ați urmărit casul 2, ați văzut acolo că am menționat faptul că mulțumesc omului care a trimis hardul pentru a putea să ne creștem productivitatea. Este un hard extraordinar de bun, este un Seagate Constellation, are 64 de mega cache, 7200 de rotații de minut, s-au înjumătățit până și timpurile de export. Dacă un clip de, să zicem, o oră, trebuia să așteptăm o oră și jumătate ca să se exporte, de la o oră a scăzut la 40 și ceva de minute exportul, așa că o treabă excelentă făcută de omul ăsta. Nu a vrut să-și desconspire identitatea, drept urmare respectăm acest lucru și cu această ocazie lansez anunț și aici la StarCraft 2, dacă aveți componente de PC care credeți că puteți să ajutați aici, în special storage și anume hard drive-uri, numai totuși să fie cât de cât ok, adică nu hard-uri de 5400 de rotații și așa mai departe. Dacă puteți și aveți posibilitatea să faceți așa ceva, vă rugăm să ne contactați sau să mă contactați, să-l contactați pe Crusader, pe mine și să vedem exact ce putem sau cum putem să ne ajutați. Da, eu am un colac de Budă, pot să-l trimit și pe ăla? Da, ar fi tare să trimiteți un colac de Budă când o să fac casturile de StarCraft 2, o să-mi atârn de gât și o să castez cu colacul de Budă. Ce niște, poate și mai și branduiesc pe acolo, scriu Warbringer, you suck și chestii de genul ăsta. Da, oricum, cred că ați priceput ideea. Dacă aveți componente de PC și nu mai aveți nevoie de ele, faceți un upgrade la calculator, procesor, memorii, DDR3, ne-ar ajuta foarte mult și n-aveți chef să treceți prin complicațiile, să încercați să vindeți și să comunicați cu tot felul de indivizi care o să încerce să negocieze. Și dacă n-aveți nevoie de astfel de treburi și vreți să ajutați proiectul ăsta, vă rugăm să ne contactați. Și da, cam atât cu anunțurile, ne întoarcem la meci. După cum ne-am spus, Harta este Shakura, Splato. Și momentan scorul este de egalitate, 1-1. Meciul întâi de Beselnaga Caverns. Nu, că nu l-am văzut, îmi pare rău, frate. Deci meciul întâi de... Nu, meciul întâi de Beselnaga Caverns, bă, te rog, a fost câștigat de către Boxer. Meciul 2, nu. Man, oprește acest cast, du-te și te uită și după aia dă-i drumul iarăși, că nu fuge niciunde, aici poți să te uiți când vrei tu. Da, deci meciul 2 a fost pe Shattered Temple, a câștigat TLO cu un stil de joc original, așa cum ne-a obișnuit, nu ne spune spoilere. Oprește, frate, castul, du-te și te uite la 2. Bine. Da, deci cum spuneam, TLO a câștigat în meciul 2 cu poziționarea acestei barăși pe care o și vedem aici, încercând să afle scouting sau să o trimit o informație acasă. Era un add-on pe care Boxer nu-l folosea, un Tech Lab. Ce a făcut TLO? A aterizat baraca aia pe Tech Lab și a început să pompeze Reaperi. Foarte, foarte tare ce a făcut jucătorul german. Dar trebuie să vedem exact cât îl mai țin bateriile versus legenda asta via StarCraft 2-ului, a lui Boxer. Și cu această baracă va afla TLO că coreanul deja și-a construit acest command center și va începe să mineze de la naturală. Iar barracul ăsta, sau Rex-ul ăsta, o să continue să fie destul de nervant. Marinul ăsta săracul, cred că deja-l dor degetele de cât a tras în...
acest Rex și o să mai tragă ceva până când un viking, da, vikingului boxer va apărea pe harte și va spune stop, fraiere. Deci chiar așa. Încă o dată să spunem cine reprezintă pe cine. TLO reprezintă pe Manx și Boxer reprezintă pe Raynor. Băieții buni, să vedem cine o să câștige, Dominionul sau Raynor's Raiders. Rămâne de văzut, rămâneți alături de noi. Bun, TLO și el își ia acest expand, începe să se mineze și la naturala lui Manx. Și în timpul ăsta mai apare un viking din partea lui TLO, însă sincer nu prea are ce șanse, sau nu are șanse extraordinar de mare, exista și marinul ăsta și TLO pierde un viking, așa, the fun, că de Dominion își permite mai multe, sau are o economie mai bună decât Raynor's Raiders pe bara de producție. Boxer, două helioane, încă două factories încep să se construiască și din partea lui TLO vedem Siștecul, 10% din el terminat și deocamdată nimic extraordinar în afară de bătălia pentru acea baracă, altceva nu s-a văzut, dar mai mult ca sigur o să se încingă meciul cam în 5-10 minute. Până atunci vreau să vă întreb, ați făcut experimente cu femeile, bine, nu din alea, mă, cu jocul, da, deci nu experimente din alea. Bă, băieți, bă, sunt mari bandiți. Și pe această ocazie, sau pe această ocazie, cu această ocazie vreau să vă anunț că mâine este 1 decembrie. Serios? Nu știam. Da, mâine este 1 decembrie și pentru că este 1 decembrie, ziua națională a României, aici la StarCraft 2 o să vă lovim cu niște surprize. Ce surprize! Păi ce putem să facem noi pentru voi altceva decât casturi? O să fie așa un fel de mic maraton acolo, un 1 decembrie Madness, o să castez și eu, o să casteze și Crusader și să sperăm că veți petrece clipe minunate alături de noi. Sună reclamă la salon din ăla de masaj, dar noi sperăm să veniți să vă uitați la casturi și să petreceți clipe de neuitat. Urmărim casurile noastre. Chestia asta se aplică și la restul site-ului și la Company of Heroes și la Warhammer Dawn of War 2. Știu că acolo nu s-a mai postat de foarte mult timp, însă, băi, oameni care jucați Warhammer, pe bune mai, dar pot eu cu mania aceștia să fac și la Warhammer Dawn of War 2? Nu vedeți ce fac? Deci ieri nu s-a pus niciun cas, sau și început astăzi nimic? Shaitan a scris, ăla a fost omul care a început să întrebe, dar astăzi nimic? Dar de ce nu e nimic? Da, când este? Da, de ce nu e nimic? Da, bun, ne întoarcem la meci și aici avem o flotilă aeriană de vikingi care s-au transformat în modul walker și, da, când o să vadă acest tor, sunt doi tori din partea lui Boxer, Dominionul trebuie să plece pentru a-și păstra acele trupe. Între timp, fortăreață aici la intrarea în naturală, sau mai fortăreați, un zid destul de solid construit de către TLO, iar pe bara de producție Boxer începe să facă acești tori en masse, turete pentru a se proteja de eventuale dropuri și baraca asta poziționată aici, la un moment dat probabil că o să o ridice și o să încerce să vadă exact ce se mai întâmplă în baza lui Manx sau a lui TLO. Încă un command center din partea germanului, foarte activ cu acești vikingi, Banshee-ul ăsta și el băgat în mix. Un helion păstrat aici de către corean pentru a vedea când jucătorul german se va hotărâ să se extindă. Și haideți să vedem exact câte unități are fiecare jucător pe hartă. Sunt 4 vikingi, da, 4 tori, 13 helioane pentru corean și avantajul lui TLO este că are aceste siștencuri 5 acum și zic eu că va putea să reziste destul de lejer. Battle Cruiser din partea lui TLO, asta da, Francis, mai poți? Ai transpirat deja, știu că ți-e plac battlecruiserele și carriere. Acum cred că meciul ăsta o să vezi de toate și o să fie ceva epic până la final. Spun eu că și TVT-urile, dacă sunt jucate de jucători pro și un pic nebuni ca și TLO, pot să vă aducă surprize plăcute. Dar mai este din meci, încă nu s-a terminat, nici măcar n-am ajuns pe la mijlocul lui. Și Boxer iese pe hartă cu trupele sale, îmi place că coreanul,
că virgulă coreanul este activ cu aceste unități, nu stă în bază, nu adună o armată maxată și după aia spune, no, hai da, tata. După aia când și-o ia și pierde, pentru că oponentul știe exact despre ce este vorba, se supără. Și eu nu mai joc StarCraft 2, că nu-l înțeleg, dar de ce am pierdut? Că aveam armată de noi adevărat, nu? Și m-a bătut, nu? Păi frate, nu se joacă așa, mai trebuie să ieși din bază, mai trebuie să vezi exact ce se întâmplă, nu sta și aduna trupe după care te duci să te bași, dai și tu o bătălie și în rest construiești, da? Joacă ăla, cum îi zice, Settlers, dacă îți place să joci așa, sau SimCity, eu știu. Bun, acest Command Center din partea lui TLO sau Orbital aterizează la cel de-al doilea expand al germanului și Boxer este în poziție, să vedem ce va reuși să facă, Battle Cruiser pe câmpul de luptă, acum Boxer știe de existența lor și foarte frumos se face target fire pe aceste siege tank-uri, iar apoi probabil că se va intra cu restul trupelor de asalt, să-i spun așa, sau de ground din partea lui TLO și foarte frumos, amândouă battle cruiserele rezistătorii nu sunt extraordinar de buni versus aceste unități, aceste capital ships, iar pe bara de producție îl vedem pe corean că începe să producă și el viking pentru a putea să facă cât de cât counter la treburile astea, însă nici TLO nu este de aruncat la gunoi cu vikingii lui. Tori iarăși 2 în producție, deja suntem la weapons level 2, trecut de jumătate acest upgrade. Să vedem ce va reuși să facă Boxer, helioanele astea, mare atenție la ele, să sperăm că teranul... O, Doamne, o, a, în ultimul moment TLO închide supply depot-ul frumos, frumos și foarte bine timp de răspuns din partea germanului, iar acum fortăreața Dominionului începe să prindă contur din ce în ce mai, mai așa, mai vizibil, ca să-i spun așa, Jesus Christ, mă, ești nebunii, mă, dar calmează, dar e prea multă cafea. Da, deci... Fortăreața Dominionului prinde contur acum prin materializarea a 3 barăci aici la intrare și a preveni orice flank. Sau mă rog, ma, se poate pe aici așa. Ai văzut că poți, mă, dacă te concentrezi. O trebuie să fii stresat. Nu trebuie să fii stresat, my friend. Bun, ne întoarcem la match și vedem cum coreanul începe să pună stăpânire pe mijlocul hărții, așa cum am explicat. E crucial să faci chestia asta, mai ales pe Shakura, Splatoa și duce și pe restul hărților, pentru că așa poți să securizezi acest expand. Aici o să fii vulnerabil la drop-uri, dar cu o turetă bine plasată, cum a făcut-o Boxer, poți să te protejezi. Haideți să vedem, TLO iese și el pe hartă cu unitățile aeriene și în continuare rămâne aici cu aceste siege tank-uri. Haideți să vedem câte unități sunt pe hartă din partea fiecărui jucător. 13 siege tank-uri pentru TLO, doar 4 pentru Boxer, 2 battle cruisere, în schimb coreanul are tori, 6 la număr, 8 vikingi și din partea lui TLO mai sunt și acești mărini, 26 la număr, din partea lui... lui Boxer, niciun marin, se joacă mech pur din partea coreanului și o să asistăm probabil în curând la niște angajamente epice pe aici, pentru că la ce trupe se strâng pe hartă și la ce upgrade-uri se cercetează o să fie ceva epic. Însă, din ce putem vedea, ba, sunt la egalitate ca și expand-uri cei doi sensor tower din partea lui Boxer. Există aici un viking singuratic care, nu știu, lui place mai mult partea asta de hartă, că e albastră. Îi place mai mult culoarea albastră sau vrea să plece din armata Dominionului, să fie un trădător. Să vedem dacă Reiner îl va accepta în componență, mă îndoiesc. StarCraft unui jocul ăla. Și pe flancuri aici un drop încercat de către TLO, cred că și va ieși tureta asta, mari probleme. Dar vikingii au aterizat și acest expand din partea lui Boxer va fi nulificat și dacă încerci să te ridici, atunci vikingii ăștia se vor transforma iarăși în zburători. Iar TLO începe să lucreze și acest expand unde chiar se era ceva activitate. Mare grijă la battle cruiserele astea. Flotila de vikingi al lui Boxer reușește să distrugă încă un battle cruiser și TLO, mare păcat. Haideți să vedem câți lucrători s-au omorât. Nici vorbă să fi făcut ceva damage aici.
Și cam tot acel efectiv teran este spart pe mijlocul hărții. În schimb, el o vrea să intre și este întâmpinat de o căruță de turete, siege tank-uri. În schimb, numărul de tancuri pentru german, zic eu, este mult superior coreanului. În schimb, poziționament superb aici de siege tank-uri. Uitați aici concava, foarte frumos. Și deși a avut un număr superior, nu reușești să faci mare lucru, TLO trebuie să se retragă, plus că au venit și vikingii, plus Tori, deci tentativa eșuată de a sparge acest embargo pus de către corean la mijlocul hărții. Un Tor a căzut și un prim angajament major. Nu sunt de acord cu ce a făcut TLO aici, să meargă la expansionul ăsta. Boxer era în proximitate și a putut să intervină. Mai bine se ocupa de acest orbital și îl obliga pe corean să mai investească 400 de minerale pentru a-l reconstrui. Însă germanul a hotărât că este mai ok să intre aici. Drept urmare, a fost pur și simplu obliterat. Tot efectivul lui a fost trimis pe lumea cealaltă și Reyners Raiders încep să aducă SCV-uri aici pentru a începe minarea. Un viking care nu este trădător începe să pună presiune pe construcția acestor turete. Până la urmă probabil că o să se vină cu ceva trupe, vin helionii ăștia și vikingul va trebui să plece. Această turetă cred că se va termina și este șahmat aici. Dacă te ridici în aer cu el, mori. Dacă rămâi pe jos, mori. Și elegant Boxer scapă de acel viking. Între timp TLO se extinde și el. Iar pe mijlocul hărții trupele coreanului sunt boss, ca să-i spun așa. Dar din partea lui TLO vedem Raven și acest Corvid Reactor, pe care nu-l prea vezi de obicei într-un TVT. Haideți să vedem și doi Raven. Și Seeker Missile, prieteni, v-a spus că o să iasă ceva epic. În partea coreanului, Sensor Tower aici pentru a preveni orice tip de drop sau, cum să zic, să te bagi aici cu siege tank-ul și să încep să abuzezi de legiul ăsta. În fine, ne întoarcem la match, vedem aici un run-by cu aceste helioane, unul din ele scapă în linia de minerale, atenție, are Blue Flame-ul făcut și level 2 pentru damage. TLO reușește să scape elegant. Doi mărini aici poziționați, nu știu ce a fost, o tentativă de drop și cu doar doi a reușit să scape, habar nu am, nu pot să-mi uit. Peste tot, vikingii lui, da, așa ce-o distractable rocks, da, vikingii lui Boxer poziționați aici pe patrol pentru a intercepta orice medivec care va încerca să facă drop sau medivecuri. Scan dat aici de către TLO și cred că germanul începe să tremure un pic pentru că numărul de siege tank-uri îl va egala pe a lui. În curând sunt 12 siege tank-uri din partea lui Boxer versus 14 din partea lui TLO. Și sunt 5 Raven pe hartă din partea germanului. Să vedem exact cum îi va folosi acel Corvid Reactor. Va da energie sau mai multă energie acestor acestor Raven și vikingii lui TLO se vor ocupa de Raven-ii ăștia. Unde Dumnezeu sunt trupele? Și acum flotila asta aeriană pur și simplu va urmări acești Raven. Ho, câte autoturete-uri puse aici. Se pierd ceva vikingi, însă TLO a pierdut o căruță de Raven, unități extraordinar de scumpe ca și Vespin Gas, da, ca și Vespin Gas. Mare greșeală acolo din partea lui TLO. Nu mai exista o flotilă de vikingi pentru a apăra acele sau acei Raven. În schimb, sunt ceva siege tank-uri, da, siege tank-urile nu trag în aer. Și uitați-vă și voi pe minimap un pic câte Sensor Tower sunt. Da, e așa frumos, zici că suntem la olimpiadă. Mai trebuie un cerc și atunci o să fie toate 5. Da, ce să faci, ăsta e TVT-ul, încă nu e gata. Iarăși o tentativă de run-by aici cu un helion care este obliterat. Și mare grijă, TLO nu are niciun upgrade pe aceste siege tank-uri, pe când coreanul are 2-2. Și văd că nu se mai continuă upgrade-urile acelea. TLO a început upgrade-urile la unitățile aeriene. Deci probabil că vom vedea iarăși ceva bătălii în aer. Aici pur și simplu
băiețași ăștia de pe Siege Tank-uri se obliterează reciproc și SCV-urile astea reușesc ele să omoare niște Siege Tank-uri, sau mă rog, să pună presiune pe ele. Meci frumos până acum și Boxer va încerca să scoată din activitate acest Command Center sau Orbital Command și upgrade-urile vin acum sau îl ajută pe corean tankul ăsta încă în viață pentru că are 2 la atac. Însă deocamdată linia de tankuri se oprește aici pentru Boxer, în continuare control total pe mijlocul hărții. Vedem că și Boxer începe să producă acele Battle Cruisere. TLO își reîncepe Raven-ii și upgrade-ul de level 2 la Ship Weapons, dar Boxer este înaintea lui, a început Weapons level 3. Și nu cred că sunt vești tocmai bune pentru TLO. Trebuie să pun un pic pauză și voi reveni. Ok, prieteni, m-am întors, a trebuit să mă opresc un pic, suna telefonul și aveam deja 2 missed calls de la același număr, a trebuit să mă opresc și să răspund. Bun, întoarcem la match, eram la tentativa lui Boxer de a distruge acest Command Center, vin Raven-ii, Hunter Seeker Missile, atât, snipe cu Banshee-ul. Super jucat, sau mă rog, la faza asta. Ce înseamnă să fii un pic mai nebun? TLO de a avut atât de mulți fani. Așa cum am zis-o și în primul match, s-a cam șters în ultima perioadă, nu știu ce probleme a avut, a plecat și din Corea. Nu se știe exact de ce, sau mă rog, noi nu știm. Dar sper eu să-și revină și să ne mai încânte cu meciurile lui nebunești. Dacă vă întrebați cum de are atât de mulți fani, păi din beta individul ăsta a început să facă tot felul de strategii nebune. Fost jucător de Command & Conquer, a jucat la nivel pro și când a apărut StarCraft 2 sau beta-ul a spus să încerce și în StarCraft 2 SCV-uri pentru a se mai elibera din supply. Apropo, liquid TLO este maxed. Boxer în curând și el. Și Doamne Dumnezeule, câte upgrade-uri pe hartă. Chestiile astea nu cred că le vezi în vreun matchup Terran vs. Proto sau Zerg. Marine aici. Și când ați mai văzut voi și Acuras platou să arate cam aproape cu toate expandurile luate? Mai sunt astea de aici, e adevărat. Însă dacă se va ajunge atât de late, mai mult ca sigur că cei doi level lua și pe alea. Iarăși am văzut aici eliberare de supply, s-au trimis acele SCV-uri la moarte sigură. Păi aici ar fi trebuit să fie multă bere. Pentru că unde e un SCV? Unde e un SCV? SCV-ule? Așa, uitați cum stau bere aici, da? 2 can-uri băgate una sub alta. Deci când pică ar trebui să explodeze și bere odată cu ei. Boxer intră cu... bine, fără tine. 5 tori, sunt ceva sistem, cu mare atenție, nu există upgrade de damage pe ele, însă... Hunter Seeker Missile! Da. Încă un tor o să cadă. Și nu știu ce să zic, că e frumos așa să dai cu Hunter Seeker-ul, dar... Totuși au trebuit să se dea 3 pentru a se distruge indivizia aia, sau mă rog, să-i ducă pe galben și roșu, siștencule, apoi au făcut restul. Dar de obicei, acele Hunter Seeker Missile ar trebui să fie folosite pe boluri de marin, marauder și așa mai departe. Lucrează, sau sunt foarte efective versus Zerg. Și aici, da, o tentativă de drop întâmpinat cu turete din toate părțile, totuși până la urmă se reușește... Da. Sunt băgați niște marini în mixul ăsta, au stimul și ceva vikingi o să cadă, însă în momentul în care se transformă în modul Walker, pur și simplu obliterează cu Gatling Gun-ul ăla cam tot ce înseamnă bio și mai ales dacă sunt marini. Pe marauder nu vor face atât de mare damage cum am văzut aici, însă la marini ia tot pur și simplu. Și flotila lui TLO, haideți de curiozitate să vedem exact câte unități au fiecare, 29 de vikingi, mare atenție.
29 de viking, Hunter Seeker. No. Da. Nu știu, usage-ul destul de nasol acolo, Hunter Seeker-ul ăla. Și haideți să ne uităm iarăși din nou, da. Să ne uităm din nou la trupele de pe hartă, 35 de vikingi versus 17 boxer, cam slăbuți cu vikingi, în schimb la upgrade-uri, haideți să ne uităm la upgrade-uri pentru 3-3 și 2, iar TLO 2 și 2, deci nu-l văd pe German să înceapă, ba acum începe, deci o să iasă urât, o cârcă de... cum de-mi zic, cheamă pe ăștia Mules. Aruncați acolo și... Da, am stins bara de producție. Un match acum din ăsta de tocan, Ervin, ce și sigur, Sistem cu leastă îngrozitoare, dar... iarăși Hunter Seeker. Însă Boxer are un SCV aici, o să înceapă să repare băiețașul ăla. Scan. Și se vede toată flotila asta. În schimb, pentru numele lui Dumnezeu. Iar eliberare de supply-uri, unități. 13 Battlecruisere, Francis, mai existi? Mai ești cu noi? 13 Battlecruisere, 5 Raven din partea lui TLO. Iar se mai eliberează supply. Haideți să vedem ce o să iasă în nebunia asta. Va fi un măcel pe 5, spun eu. Uitați-vă și voi ce aici. Și n-are rost. Nu are rost ce acolo. Iar angajamentul ăsta o să fie unul epic. Vin Ravenii. Pentru Dumnezeu, ce a făcut el cu... Doamne, că mă nec. Ce a făcut el acolo, cam toată flotila lui Boxer anihilată. 7 vikingi pe artă din partea coreanului și acum Tielo poate să vină cu 37 de vikingi ai lui. Aceste battlecruisere pur și simplu vor fi obliterate instantaneu. Se aude Amato Cannons. Și o să cadă toate aceste battlecruisere. Da, exact. Nici o șansă pentru Boxer să se întoarcă cu ele acasă. Mai sunt câțiva vikingi rămași din partea coreanului, însă toate acele 13 battlecruisere au căzut. Ca și supply, 111 pentru Boxer, 131 pentru TLO. Victoria absolută acolo în acel angajament pentru German și să vedem ce va reuși să facă după acel angajament. Boxer produce 12 vikingi odată, prieteni. 12 vikingi odată se produc acești Raven prinși la Anangia acolo de către o nouă flotilă trimisă de către corean. Doamne Dumnezeule, ce meci. Și Sistem-ul ăsta, da, a fost distrus. Dar uitați ce frumos și-a poziționat Boxer aceste turete. Și continuă să păstreze mijlocul hărții. Coreanul continuă să păstreze mijlocul hărții. Încă de prin early spre mid game s-a poziționat acolo și refuză să plece. Iar acum flotila asta de vikingi au și ei 3 la atac. Lancer Torpedoes, god. Yeah, baby. Uh-huh. O să aterizeze probabil aici, exact, Walker Mode și Gatling Gun-ul le intră în acțiune, dar să nu uităm, Seeker Missiles, boom, n-a făcut mai lucru cu ele, sau mă rog, ce-ar fi vrut, nu s-a întâmplat și acest orbital a căzut, 6 battlecruisere pentru Boxer pe drum. Și nu știu exact ce o să iasă până la finalul meciului, pentru că domnul corean și-a refăcut flotila de vikingi. Haideți să vedem exact cât sunt, 26 versus 25, iar vikingii lui TLO, cred eu, sunt un pic mai răniți decât cei lui Boxer, plus că upgrade-urile pentru corean sunt în avantajul lui, 3-3 pe aceste unități zburătoare. TLO de-abia acum începe să-și cerceteze armura pentru Flyers. Iar se eliberează supply de către TLO. Și
Boxer este maxed. Aproape maxed. Și acum cred că o să asistăm la ultimul angajament din această confruntare pentru Dumnezeu. Maxed în 2 minute de când a pierdut armata aia. Ăsta da macro și... nu știu, cred că TLO va pierde după ce am văzut acea victorie clară și fără drept de apel împotriva coreanului. Însă acum vikingii lui Boxer sunt în walker mode și vor anihila instantaneu acest command center. Cade tot de acolo, vin și vikingii lui, lui TLO, dar ce Dumnezeu să faci, sunt prea mulți din partea lui Boxer, aici îi așteaptă... Oh, si, Hunter Seeker! Da, din păcate a fost unul, ba, încă unul! Și acum intră în acțiune aceste Banshees. Vikingii s-au ridicat și pleacă. TLO respiră ușurat, reușește să respingă atacul lui Boxer, însă damage-ul a fost făcut, acest command center distrus și atunci operațiunea de minare de acolo la fel. De aici TLO nu prea mai minează, nici nu are income, apropo, are doar 14 minerale și nici măcar nu mai minează. Pe când Boxer are în bancă 2500 și ceva de minerale și continuă să producă. Deci nicio șansă pentru TLO să revină în meciul ăsta. Acum apare Boxer cu aceste battle cruisere și cred că va fi GG în curând, pentru că TLO pur și simplu nu are ce să facă. După ce va pierde armata asta, va da GG-ul de aia și mai stă în meci Yamato Cannons. GG din partea germanilor, din partea germanului. Ce meci frumos, ce meci frumos. Cred că ați văzut aici de toate. Și battle cruisere, și Raven cu Hunter Seeker missiles, și siege tank-uri, deci tot ce ați vrut. Mai puțin nuclear, e adevărat, însă ca să se ajungă la aceste tipuri de unități, meciul, apropo, da, mi se spune să nu, adică politica e să nu spun cât durează, de aceea se și acoperă partea asta ca să nu fie spoiler, dar cine o să-mi zică, băi frere, dar vezi că eu mă uit la YouTube și îmi scrie acolo cât e. Da, deci meciul ăsta dura 43 de minute și 42 de secunde, deci în meciuri din astea este și normal să vezi chestiile astea. Battle cruisere, upgrade-urile astea de 3-3, haideți să uităm pe trupele de ground, are 2 cu 0, dar îți trebuie timp. Pentru un meci care durează 15-20 de minute, nu prea ajungi la așa ceva. Asta e așa o explicație pentru franchise. De ce nu sunt meciuri în care apar și battle cruisere și toate unitățile alea de tier final și super mega puternice. Dar sper eu că am satisfăcut setea de măcel TVT, în care v-am adus battle cruisere, v-am adus Raven, v-am adus flotile întregi de vikingi, care ați văzut cât de utili sunt și în aer și on ground. Bun, cam atât din partea mea. Ca de obicei vă invit să lăsați comentarii, să vă spuneți părerea despre meci și așa mai departe. Și până data viitoare, apropo, mâine 1 decembrie, deci va fi ceva de genul un mini maraton din partea noastră pentru voi, ca să petreceți o zi mai frumoasă alături de StarCraft 2 Vidcast. Dar până atunci, Warbringer vă salută. Ciao, ciao!